Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Infopuls. Astăzi, în studioul Etalon TV, avem invitate trei doamne care sunt pe lista de consilieri a Partidului România Unită pentru Consiliul Municipal al Primăriei Râmnicu-Vâlcea, doamna Claudia Paraschivescu, doamna Amelia Buga și Loredana Uncete. Bună seara! Mulțumim că ne-ați invitat în emisiunea. Haideți să începem cu cea mai clasică întrebare, care va fi pentru Claudia de data aceasta. Claudia, de ce PRU? Bună ziua, bună seara. Mie mi se pare acum ciudat să fiu de partea cealaltă a studioului Marius. Partidul România Unită, da, mă uit în cameră, pentru că este un partid nou. Președintele partidului, tânărul Bogdan Diaconu, nu este nou de politică, dar este printre puținii politicieni care au avut curajul să schimbe macazul când au văzut că partidul în care au crezut nu au mai mers în direcția cu care a câștigat alegerile. PRU, pentru că am alături de mine, iată, două doamne care la fel nu au mai făcut politică. Deschidem lista Consiliului Local și, așa cum a spus și președintele Partidului România Unită Vâlcea, domnul Florin Brăgău, femeile reprezintă un procent destul de important pe listele acestui partid. Alături de mine și colegele mele de platou din această seară mai sunt pe listele la consiliile municipale, locale și Consiliul Județean și alte doamne, pe care, dacă o să le inviți, Marius, o să vină să îți răspundă la aceeași întrebare: de ce au ales să facă politică și de ce PRU? Pentru că odată am ales Partidul România Unită, spun că este un partid nou, și am ales să fac politică acum, după, poate multă lume se întreabă și se miră, că după aproape 20 de ani de presă și micul ecran cu știri și emisiuni, am trecut în barca, în partea asta, unde sunt invitată să răspund întrebărilor incomode, nu? De ce nu? Ale colegilor. Pentru că schimbarea începe cu noi și am așteptat toți anii aceștia de tinerețea mea. Am avut la Revoluție, aveam 12 ani, nu am înțeles decât că o să avem mai multă libertate și mai multe filme și desene animate la televizor în anul 89 și că totul o să fie bine. În 26 de ani, politicienii noștri au venit și au promis că o să avem locuri de muncă, salarii mai mari, nu știu, un trai mai bun pentru noi, pentru copiii noștri. Dar eu nu simt în buzunar un trai mai bun. Locuri de muncă sunt mai multe, într-adevăr, dar în aparatul bugetar, atunci când guvernul Tăriceanu a mărit numărul de locuri de muncă în instituțiile statului. Întreprinzătorii privați sunt ceva pe cale de dispariție, mă refer la micii producători și micii întreprinzători și mijlocii autohtoni. Și ca să mă opresc, că nu mai poate vor și colegele mele să răspundă la întrebarea ta, repet, PRU, pentru că este un partid nou, un partid tânăr, care simt așa că își dorește cu adevărat schimbarea și România să o ia în direcția bună. Doamna Amelia, aceeași întrebare, de ce PRU și de ce politică? Politică pentru că este normal să încerci să faci tu ceva pentru tine, să nu aștepți de la alții. Am așteptat suficient voturi de încredere, am acordat pe rând mai multor partide consacrate, mai multor oameni cunoscuți. Nici o schimbare, sau aș putea să spun, din nefericire, schimbări în rău. Așa cum spunea Claudia, la Revoluție era mai mare decât ea, aveam 20 de ani, visuri și aspirații foarte multe, dar pe vremea aceea oamenii zâmbeau, oamenii erau bucuroși că se întâlneau. Acum, dacă mergi pe stradă, toată lumea e tristă. Sunt foarte preocupați de datorii, de traiul, de zi cu zi, pentru că am ajuns să muncim pentru facturi și suntem la limita subzistenței. Deci nu putem să spunem că ducem un trai decent. Și eu asta îmi doresc pentru mine, pentru copilul meu, pentru nepoții mei, pentru părinții mei.
Din nefericire, bunici nu mai am, dar pentru cei care au bunici, să aibă o bătrânețe liniștită. Nu mi se pare normal să fim preocupați de unde scoatem bani să plătim facturile. Mi se pare normal să discutăm unde ne plimbăm după ce am muncit. Nu de unde scoatem bani să plătim facturile pentru niște utilități care, din punctul meu de vedere, ar trebui să însemne ceva normal. Deci salariile în Vâlcea, și nu numai în Vâlcea, cred că în 80% din orașele țării sunt pe limita subsistențială. Deci adică nu putem să discutăm despre salarii. Minim pe economie, de fapt. Sau puțin mai mult de minim pe economie, dar facturile, deci plata utilităților este mult mai mare decât pot oamenii plăti. Și nu este normal. Deci nu trebuie să ne vindem resursele țării și să le înstrăinăm. Deci am ales PRU, ca să îți răspund la întrebare, pentru că e un partid naționalist. Pentru că dorește o schimbare pentru români. De asta pare. O schimbare în bine. Și sper să rezolvăm asta. Loredana, începe aceeași întrebare. De ce politică și de ce PRU? De ce politică? La baza deciziei de a intra în politică stă un citat care, după care eu mă ghidez. Ceea ce faci pentru tine dispare odată cu tine. Ceea ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Asta a fost principalul motiv, pentru că sunt o fire empatică de fel și îmi place să văd pe cei din jurul meu fericiți și să pot ști că fac ceva pentru ei. Să văd că sunt fericiți și eu am stat sau am ajutat să fie fericiți. De ce PRU? Pentru că poate că este unul dintre singurele partide care militează pentru cei trei piloni de bază a unei societăți, și anume sănătate, educație și protecție socială. Ceea ce în zilele noastre celelalte partide ne-au demonstrat că în 26 de ani nu e interesat de soarta oamenilor de rând. Nu am avut nicio protecție socială. Nu mi s-a oferit acest lucru. Și mă bucur că pot să reprezint tinerii, pentru că, așa cum au spus doamnele, aveau poate 20 și 12 ani. Eu am avut 5 ani la Revoluție. Deci sunt născută în 84 și chiar vreau să fac ceva pentru generația mea sau chiar pentru cei mai tineri decât mine. Spuneați că de 26 de ani auzim mereu pe ai noștri dragi politicieni promițând din 4 în 4 ani că va fi mai bine, cum s-a auzit și la Revoluție, că în următorii 4 ani vom avea locuri de muncă, la parlamentare auzim că vom avea autostrăzi. De ce râdeți? Pentru că discutăm despre autostrăzi, despre infrastructură, despre apă, despre canalizări, despre energie electrică. Sunt niște chestii despre care nu ar trebui să discutăm în secolul 21. Ar trebui să le avem. Să discutăm despre alte probleme. Doamne, unde va trece autostrada Sibiu-Pitești. Nu știm noi, poate știu deci la noi în România, ultimilor 26 de ani, dacă stăm să calculăm bine, nu s-au construit la un loc kilometri de autostrăzi, cât s-a construit pe timpul de 89. Da, exact. Deci autostrada asta, București-Pitești, prima autostradă care are a fost prima autostradă construită până în 89, 117 km. Nu știu, în jur de la 114, deci știu că se termină, noi dar ne chinuim, începe undeva pe la 11. Ne chinuim să construim culoarul 4 paneuropean, deci la noi e ceva. Iar autostrada asta care trece pe lângă... Cred că noi ne chinuim să le și întreținem. Nu, cred că nu se întrețin. Deci asta spun, nici măcar n-am fost în stare să întreținem ce au făcut alții. De după Revoluție încoace, în 26 de ani, autostrăzile care erau existente înainte de Revoluție sunt... Drumurile, că nu aveam autostrăzi, dar oricum da, sunt în... Da, erau și drumuri și autostrada București-Pitești sunt absolut... execrabile, ca să zic așa. Nu mai suntem în o țară în curs de dezvoltare, suntem o țară în curs de degradare. Așa mi-a lăsat impresia. De fapt, nu cred că numai mie. Sau este un lucru cert, că ne degradăm. Și moral, și tot. Și cultural. Și din păcate, politicienii nu ne-au deschis orizonturi. Ne-au închis.
au degradat. Și au deschis pentru ei orizontul. Personal, da, și au văzut propriile interese. În metastază, asta este România, în metastază, societate. Din păcate. Da. Știi că nu e bine să pornim așa cu... Categoric. Critici. Cred că discuția... Nu cu critici, ba da, cu critica e constructivă. Ba da, ai spus bine, Loredana. Critica întotdeauna este constructivă. Da. Asta e, să ne gândim că putem. Că putem face lucrurile să meargă în direcția care trebuie. Și dacă tot spuneți că putem face lucrurile să meargă în direcția în care trebuie, toată lumea folosește partea asta cu crearea de locuri de muncă în campanie electorală, toată lumea o spune. Peste tot vom crea locuri de muncă. Da. Întrebarea este cum? 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 Cum poate Consiliul Local să ajute asta la crearea de locuri de muncă? Poate... Pentru că nu... Nu merge nu, pe... nici primarul, nici consiliul local și nici consilierul local nu se duce și faptic pune acolo, eu știu, cărămidă peste cărămidă și peste noapte avem o uzină unde mergem toți și... Și nu ne apucăm clar, să angajăm în primărie. Nu, că... exact. Consiliul local și primăria creează cadrul și conjunctura favorabilă celor care pot crea locuri de muncă. Mediul privat autohton poate fi susținut prin tot felul de facilități fiscale, dacă nu facilități pe o legislație care să asigure o continuitate, o permanență, adică să fim siguri că legea aceea fiscală nu se mai schimbă odată la 4 ani sau prin ordonanțe de urgență, că la noi ordonanțele de guvern se dau așa, cred că batem recordul ca stat în lume la ordonanțe de urgență. E mai ușor să dai ordonanță decât să treci legea prin Parlament. Da, acolo poate tocmai nu strece, că dacă n-ai majoritate, nu strece. Prin susținerea, spuneam, prin susținerea mediului privat autohton, prin folosirea resurselor naturale, de exemplu lemnul, îl tăiem, dar nu-l mai exportăm, îl lucrăm aici la noi. Să vină cel mai mare producător de produse din lemn, că nu știu dacă am voie să dau nume, IKEA, mă scuzați, să vină să producă aici, la Râmnicu Vâlcea, să nu mai ia lemnul, măsuța aceasta, care probabil primă este și la ei în magazin, să vină să o facă aici și noi mergem și ne angajăm și o facem noi. Deci așa putem crea locuri de muncă. E mai ușor să exporți lemnul fără să mai produci păi nimic. Este ușor să-l exporți, normal, dar beneficiile se duc la cel care vine și ia și le exportă. Să importăm mobilier din PAL, și de cele mai multe ori. Și noi suntem consumatorii ai produselor străine, străinilor, sau fabricate în străinătate cu resursă românească, cu material românesc. Exact. De ce credeți că până acum n-au venit investitorii să investească la Râmnicu Vâlcea? Aud de foarte aici multe ori, de exemplu, vine acum o firmă lângă Râmnicu Vâlcea, toate ziarele au tunat, vai, cât de bine, e una singură, e o singură firmă, nu sunt 10, nu sunt o firmă care creează cât? 1000 și ceva de locuri de muncă. Dacă ne uităm la Sibiu, care e la 100 de kilometri, cred că avem vreo cel puțin 10 firme, tot internaționale, care au venit și au investit acolo. De ce n-am fost în stare până acum să-i atragem să vină și la Vâlcea? Nu știu dacă să-i atragem, cât eu cred că în ultimii ani investitorii, cred că dacă au vrut sau s-au gândit să vină la noi în Râmnic, a trebuit să-i convingem să rămână. Din păcate, eticheta noastră este de cea unui oraș corupt. Și îmi pare rău să spun chestia asta, dar asta suntem, un oraș corupt care avem antecedente la primărie, de aceea nu cred că vin investitori, este părerea mea. Nu am avut de două ori DNA-ul la Consiliul Județean numai anul ăsta. DNA-ul exact numai anul ăsta, vorba ta la Consiliul Județean. Nu știu dacă Județean, găsesc ceva sau nu. Staci cu documente luate în continuare de la primăria Râmnicului. Lucrurile astea nu prea dau bine în ochii râmnicinilor în general. Nu, că dacă mergem să stai de vorbă cu ei, toată lumea își pune întrebarea, dar ce au căutat, de ce au venit? Nu contează dacă cineva a făcut ceva sau nu, numai simplu fapt că o instituție de calibru DNA-ului a fost acolo, ridică totuși semne de întrebare în ochii
în ochii vecinilor și a telespectatorilor. Pentru că avem un istoric, asta spun, pentru că avem un istoric și normal că organele competente, cele care apără legea, se gândesc, haide să controlăm, pentru că poate mai găsim ceva sau... De aceea nu vin investitorii. Poate că nu avem nici hectare de teren, într-adevăr, cum a spus în 2008 autoritatea locală din momentul respectiv, când a vrut să vină acea fabrică de cauciucuri. Cred că și infrastructura ridică o problemă. Și infrastructura ridică o problemă, da, și eticheta. Din punctul meu de vedere, eticheta face ca investitorii să ne ocolească. Da, asta e cu investitorii. Ce altceva credeți că ar mai trebui făcut la Râmnic? Am vorbit de investitori, dar totuși Vâlcea este un județ care ar putea să profite foarte mult și de pe urma turismului. Turismul în care, să fim serioși, nu s-a investit sau nu s-a promovat așa cum ar fi trebuit în ultimii ani. Pot să spun eu aici că, într-adevăr, turismul este o pârghie importantă pentru dezvoltarea județului Vâlcea, pentru că putem să facem diferite forme ale turismului, și anume turismul cultural, turismul monahal, putem să facem turism de recreere, ceea ce lipsește cu desăvârșire în județul Vâlcea. Știu că în alte județe sunt, așa să spun, niște parcuri de distracție, de cățărări în, să zicem, în păduri special amenajate. Pot să spun că din prisma tinerilor nu au locuri de recreere. De exemplu, sâmbătă și duminica, ce faci ca și tânăr? Nu ai unde să te duci, pur și simplu, și în parc. Parcul, după cum știți și cum s-a modernizat, apropo de parc, scuze-mă, nu permite, să zicem, permite celor mici, eu știu, de o vârstă până la 5-6 ani. Dar eu nu pot să mă duc în parc. De asta zic, liceenilor, ce fac, adolescenților, unde se distrează? Baruri și atât. Este singurul mod de recreere pentru ei, să te duci să joci un biliard, să te duci să asculți o muzică, dar să faci, eu știu, anumite competiții sportive, cățărări, ciclism, etc., etc., în Vâlcea și în municipiu nu ai. Din păcate, trebuie să te duci la Pitești, la București, ca să ai parte de astfel de distracții. Este o cerință foarte mare. La un moment dat chiar am făcut un studiu de piață pentru o sală de cățărări indoor. Lumea foarte deschisă, deci așteptau cu nerăbdare să se construiască așa ceva și în Râmnicul Vâlcea, pentru că la bază stătea faptul nu avem cum să ne unde să ne ducem copiii să se recreeze. Din păcate, nu știu, pentru tinere, pentru partea aceasta de recreere și de dezvoltare, până la urmă, și că te și dezvolți, practic, dacă faci anumite sporturi, da, duce la dezvoltarea ta personală, da, să te autodepășești, generează și mai multe... Apropo că tot ai vorbit de parcuri, nu există niciun parc liniștit în momentul ăsta în Vâlcea. Da. Pentru că dacă mergi în Zăvoi, după părerea mea, o să-mi atrag probabil antipatia mămicilor aici, eu zic că sunt prea multe locuri de joacă și dacă ai nevoie de liniște, nu ai unde. Poți. Așa, iar parcul Mircea cel Bătrân, să mă scuze autoritățile locale, dacă cu picamărele lângă, chiar nu poți să ai parte de liniște. Dacă îmi permiteți, apropo de parcul Zăvoi, noi am uitat, sau autoritățile noastre care au stabilit modernizarea acestui parc, acolo, doamnelor și domnilor, s-a cântat, așa ne place nouă vâlcenilor să spunem, s-a cântat pentru prima dată imnul României, când, nu? Numai s-a pierdut, parcul Zăvoi a fost transformat într-un parc de joacă pentru copii, s-a pierdut izul acela patriarhal, dacă pot să spun așa, nu mai e iarăși o zi, un produs pe care îl puteam vinde din punct de vedere al turismului foarte, foarte bine. Nu mai avem. Parcul Zăvoi e plin de chiciuri și locuri de joacă. Să facem așa și cu parcul Mircea cel Bătrân și ce parcuri mai avem. Puteau face locurile de joacă, într-adevăr, foarte frumos, felicitări. Da, nu știu dacă vă amintiți, erau și înainte acolo locuri de joacă, dar erau în spate puse. Da, erau puteau... lângă stadion, da, erau în spate și tot parcul cred era... Cred că se pot dezvolta și alte parcuri, numai cele de strict din oraș. Eu știu, unde? Cred că sunt în anumite localități, în anumite care permit, eu știu, niște parcuri, niște rezervații la Vânturarița. Cred sau... că, sau, da, mai... Trebuie să dezvoltăm capela, și alte. Capela, da, trebuie să dezvoltăm și alte locuri și alte parcuri. Pentru că, într-adevăr, mămicile, singurul refugiu al lor este parcul. Și altfel, noi ca și adolescenți sau
eu știu, la o vârstă de 30 de ani, nu te mai poți bucura de parc. Adolescenți, tineri, și chiar și bătrâni, în liniște. Foarte mult am văzut în București, este o nebunie de a alerga prin în aceste parcuri, de a merge cu bicicleta, de a se organiza diverse competiții, pe când la noi nu ne permite, spațiul nu ne permite apropo, așa ceva. Apropo de mersul cu bicicleta, haideți să vă spun un lucru. S-a făcut în Zăvoi o groapă. Este pentru biciclete, skate, dar știți că n-ai voie să mergi cu bicicleta în parc, pe alei? Eu am fost odată cu cum ajungi, asta e o care inspinare, dar știi care e problema în acea groapă, că nu are Marius, scurgere și nu este are lac. Scurgere și atunci când plouă. Păi a plouat acum, cred că e lac. Deci deja. O săptămână, două, chiar o lună, depinde cât de mult plouă, nu e impracticabil. Nu, dar eu mă întreb de ce nu ai voie cu bicicleta în parc? Cred că tot din cauza copiilor. Pentru că a fost transformat într-un parc de joacă, de aceea nu mai este un parc Zăvoi. Cum este el, cum a fost. Nu mai există, nu mai... Mai avem cei 4 metri pătrați unde este piatra cu locul unde s-a cântat Deșteaptă-te române. În rest, nu ne mai aduce nimic aminte de momentul acela de la 1848. Nimic. Dinozaurii. Da, dinozaurii și căminele. Veverițele. Puteam să facem locurile astea. Nu veverițele din Zăvoi, că în Zăvoi parcă mai au și niște veverițe. Nu mai sunt veverițele, săracele nu mai... E prea zgomotos. E prea zgomotos. Da. În altă ordine de idei, deci asta cu parcurile, ce altceva ar mai trebui făcut? Cum vedeți, apropo, cum vedeți groapa din centrul orașului, care nu se mai termină? Eu sper să nu avem de plătit 20 de milioane de euro la Uniune. Mi se bucurge ceva... în clepsii, dar se scurge destul de repede acum. Cred, mie știi cum mi se pare proiectul acesta din centrul orașului? Ca o familie modestă, care trăiește într-o casă modestă, dar își face așa, nu știu, își pune pe jos persoane de aur sau... Deci mie așa mi se pare proiectul ăsta. Noi, Râmnicul, suntem un oraș cu care am ajuns în fruntea clasamentului la șomaj, la tineri plecați în afară pentru că nu au ce să facă, la bătrânii bolnavi, la eu știu, dacă ne ducem la spital să întrebăm care este gradul de zi când te duci de internare și de nici nu este supra-depășit, da? Dar noi facem centru betonat, că nu mai avem spațiul verde, apropo că tot am vorbit de parcuri. Deci nu o să mai avem. Hai că a lăsat un pic de spațiu verde, că am văzut și eu proiectul. Așa un pic pe margine. Care? Sunt trei copaci și trei aceia o să fie, probabil, am înțeles că o să fie în ghivece din acelea foarte mari și probabil că vor trebui păziți. Că asta e, la noi se practică și activități din acestea. Ne aducem aminte de florile de pe podul Vinerii Mari, cum se... Dispăreau noaptea. Dispăreau noaptea. Da, și deci, ordinierele, da. Mi se pare ceva prea... nu știu, prea mult pentru Râmnicul nostru actual, așa cum e el, orașul nostru. Trebuia, cred că, să facem altceva și după aia să facem centrul acesta așa de... Primau alte investiții. Piața centrală? Cum o vedeți? Piața centrală, din punctul meu de vedere, este prea... Acum să o vedem gata, știi? Mi se pare cam înaltă. Dar eu sper să fie un mediu civilizat unde se va desfășura activitatea aceasta de comerț. Dar nu știu dacă... Nu știu până acum de vorbă cu locuitorii acelui bloc din centru, aflat chiar între cele două șantiere. Deci locuitorii, spun eu, cunosc foarte bine, au trăit de un an, trăiesc un coșmar. Nu dorm noaptea, nu dorm ziua. Acum dorm noaptea, dar la 6 dimineața, 7, încep picamerele și pe o parte și pe alta. Dar la noi... Primăria, când s-au făcut sesizări din partea cetățenilor, a dat un răspuns autoritățile de la primărie foarte... Dar am pus acolo un panou în care ne-am cerut scuze și am mulțumit pentru înțelegere și toleranță. Dar nu, cred că nu cunosc. Cei de la mediu nu au auzit de poluare fonică să
nu știu, să dea și ei niște avertizmente către autorități, niște sancțiuni, niște. La noi, noaptea, dacă te duci în afară, proiectele astea nu se fac așa. În primul rând este totul acoperit să nu fie praf. În al doilea rând, dacă se lucrează noaptea, nu auzi, nu se aude. Și, în fine, noi nu ne comparăm cu nici cu, nu știu, ajungem cu cine, nici cu Bulgaria nu ne mai putem compara, din păcate. Cu siguranță nu ne mai... Eu sunt curioasă dacă consilierii în funcție, în momentul în care au știut de aceste proiecte, au consultat oamenii, cetățenii, să vadă dacă chiar le sunt impetuos necesare aceste investiții. Adică de aceea sunt consilieri. Da, i-au consultat. Proiectele au fost făcute publice pe site-ul primăriei, ținute 30 de zile în dezbatere, pentru că trăim în Râmnicu Vâlcea, suntem în Hackerville, cum a fost supranumit prin presa internațională la un moment dat, și atunci toată lumea are calculator, acces și acces la internet. Da, inclusiv bătrânii de 70-80 de ani, care sunt și ei locuitori ai Râmnicului. Nu din fața calculatorului, pentru că eu am lucrat în societăți destul de mari care, într-adevăr, momentul în care stai în birou și nu te duci, să zicem, efectiv acolo unde se face produsul, ai o idee așa, cum să spun, nereală a lucrurilor. Este important să te duci la fața locului și să consulți, să vezi, să iei în calcul toți factorii care intervin. Din fața calculatorului totul pare atât de ușor, atât de frumos. E așa frumos, dar proiectul pe foaie, da. Cred că important este să mergi pe teren, atât timp cât un consilier stă, decât în fața calculatorului și nu intră în rândurile mulțimii, nu intră în rândul mulțimii să stea de vorbă și să consulte, niciodată nu cred că va merge ceva în societatea noastră. Bine, aș fi curios de altceva cu dezbaterea asta publică pe online. Câți oare dintre vâlceni intră pe site-ul primăriei? Da, nu. Câți au intrat în ultimul an pe site-ul primăriei? Nu, acum ține și de primărie, că dacă anunță că are dezbatere publică și știi că ar trebui să ne pese, să luăm atitudine, să ne implicăm. Deci, ca și cetățenii acestui oraș, dacă ne spune de la primărie, e pe site, avem. Acum nu mai putem spune că nu avem internet și calculator. Nu avem acasă, dar avem la vecin, avem la prieten. Aici, eu cred că ar trebui să fim și noi cei care... Se spune? De obicei, decât se pe anunță. Site. Eu cred că nu este suficient să anunți decât pe site-ul primăriei. Avem câteva, să zic așa, televiziuni, nu, avem anunță. Postul radio. De ce nu se... pe aceste posturi sau în ziare să promoveze mai mult aceste proiecte decât pui pe site câte lume stă să intre pe site-ul primăriei. Să fim acum cinstiți. Nu zic că nu sunt bune proiectele, dar ideea sunt, este dar să fie oamenii consultați trebuiau luate dacă în ordinea priorităților. Exact, pe asta. Prioritar asta vreau să pentru spun. Vâlcea și vâlceni sunt locurile de muncă, pentru că spunea Claudia că suntem pe primul loc la șomaj. Să luăm în calcul că sunt foarte multe persoane care au ieșit din șomaj, nu sunt asistați social, deci nu este real numărul. Nu e real numărul. Deci clar, nu, discutăm despre... Rata șomajului este de 4 și ceva la sute. Categoric. Deci protecția socială, sănătatea, locurile de muncă, așa cum am spus de mai multe ori și eu și colegele mele. Adică sunt chestii care sunt prioritare în... nu numai în orașul nostru, dar în special noi discutăm acum despre Râmnic. Deci sunt prioritare în Râmnic pentru că în momentul în care creezi locuri de muncă, crește nivelul de trai. Cresc taxele și impozitele plătite, deci vorbesc de suma taxelor și impozitelor. Colectare. Deci colectarea, da? Valoarea deci bugetului. Crește bugetul local. Crescând bugetul local, automat poți să investești în alte proiecte care să ajute vâlcenii. Eu consider că acest proiect cu centru și piața și și toate strandul, străzile noastre și gara, care și sunt podul decopertate de nu mai știi pe unde să circuli, trebuiau făcute după ce în Vâlcea exista minimul nivelului de trai de bun simț. Da? Strada Matei Basarab este decopertată de, cred că, aproape o săptămână, da, o parte din de ea. De ce înainte de sărbători? Mi-am pus, eu stau chiar nu, eu pe calea întrebare. De ce n-au asfaltat? De ce n-au asfaltat? Dar de ce tocmai înainte de Paște? Când se știa că lumea intră în concediu? Adică, ce strategie? Probabil este că era înainte de alegeri. Înainte de alegeri astea. Probabil da. Că era în din păcate, totul se întâmplă pentru că sunt alegeri. Și investiții. Categoric.
Deci, și în grafic era oare să o decoperteze astăzi și să o asfalteze peste o lună? Sau? Eu nu înțeleg cum se fac lucrările astea de către municipalitate. Ideea este în felul următor. Demonstrez că m-am apucat de o lucrare. Că nu o termin sau că mă apuc de 10 odată și nu fac nimic aveți până permis? La coadă, eu da. Da, da, a creat un ambuteiaj extraordinar acolo. Eu stau chiar pe calea lui Traian, adică sunt perpendicular. Nu de ambuteiaj. Și... canalele sunt la vreo 10 cm ridicate peste ce au decopertat ei. Deci nimeni groaznic. Nu știe. E o nebuloasă. De ce? Sunt întrebări la care și noi nu găsim, nu știm nici noi, Marius, de ce au decopertat acum și asfaltează peste o lună. Tocmai de aceea, eu personal consider că dacă sunt acolo în Consiliul Local și vin invitată, pot să spun dacă se întâmplă asta, de ce se întâmplă asta? Deci nu pot să spun acum cu adevărat de ce categoric. Lucrurile se întâmplă așa. Eu consider că acele lucrări au fost propuse de consilieri în funcție, pentru că până la coadă așa văd eu. Poate nu văd corect. Dar eu consider că orice lucrare sunt care aprobate, se face la nivel local. De primăria municipiului sau la nivel de județ, da, sunt aprobate în Consiliu și sunt propuse de acei consilieri care se presupune că iau pulsul națiunii. Adică merg și discută cu cetățenii care le sunt nevoile și se discută pe ordinea priorităților. Eu nu cred că este prioritar să fac, să decopertez o stradă care era asfaltată și nu avea găuri, cratere, da? Avea niște cocoași și niște denivelări, dar oricum, mai bine denivelări decât ce are acum. Se spune că era o prioritate, dar de ce termenul nu s-a luat în calcul perioada de desfășurare a acestei lucrări? Și de ce nu pe rând? De ce toată odată? Că până la coadă toată vâlcea e un crater. Pentru că trece exercițiul financiar și trebuie făcute. Dar bine, n-am fost în stare nici... până când trebuiau ele finalizate să le... Nici cu prelungiri de termen. Să vă mai întreb și despre ștrand? Că știți că și acolo se lucrează. Ștrandul... avea nevoie de o îmbunătățire. Deci se... atrăgea. Atrăgea foarte multe persoane, numai din județul Vâlcea, cât și din alte județe. Era o necesitate de a îmbunătăți ștrandul, pentru că aduce bani frumoși, da, la bugetul statului, dar depinde acum pe ce perioadă se va desfășura această... Trebuia terminat și trebuia și s-a terminat. Trebuia terminat. Apropo de ștrand, bazinul acela acoperit, dita mai construcția în ștrand, eu cred că trebuia făcut în cu tot o altă zonă, pentru că acoperă soarele de pe o parte destul de importantă, de pe plaja. Dacă o să mergi când se deschide ștrandul, o să vezi. Nu știu când s-o deschide. Păi nu, că a fost deschis anul trecut, așa, într-o parte se făcea plajă, în altă parte se lucra. Da. Ca la noi, la nimeni, probabil. A fost deschis cu două bazine, parcă. Cum a fost deschis și parcul Zăvoi și iată că, nefăcându-se recepția așa cum trebuie de către specialiști a lucrărilor, s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum 2-3 săptămâni cu leagănul care s-a rupt. S-a rupt a doua oară. Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost tragedii. Eu știu că s-a rupt a doua oară, că s-a mai rupt odată. Nu, vis-a-vis de parcul Zăvoi, că tot îl aduceți în discuție, nu știu dacă ați fost de curând în parc. Eu am avut șocul vieții când am mers în parc, că chiar eram curioasă să văd ce s-a îmbunătățit și cât de spectaculos arată parcul nostru. Pe lângă faptul că este un loc de joacă pentru copii, trebuie să spunem că acele pavele sunt puse așa. Deci dacă mergi... Să nu mergeți cu tocuri cumva. Nu, să nu mergi cu copii mici. A, pentru că își rup picioarele, își rup dințișorii. Deci nu mi se pare normal să scoți asfaltul și să pui niște pavele, sau ok, l-ai pus, niciun fel de problemă. Cine a luat în primire acea lucrare? De ce a luat un halul ăla? Deci pentru că nu a fost făcută recepția asta, spun, dar acum mă gândesc eu, Amelia și Loredana și tu, Marius, când o să treacă acea mașină de strâns frunze, o să reziste... Pavelele. Păi, pavelele. Și pavelele. Care e problema? Deci, nu, dar sunt foarte subțiri. Deci, destul de subțiri. Acum nu știu la ce greutate au fost calculate să reziste. Dar având în vedere lucruri că multe dintre ele sunt deja sparte... fără cap. Nu, nu sunt uniforme, sunt denivelate, deci nu e vorba de una, două. Este pur și simplu. Pe unde merge așa sunt...
E o mare problemă. Deci nu știu cine a luat în primire acea lucrare, dacă spui că nu s-a luat în primire, da, foarte nu a fost rău. Mă întreb oare dacă șefii de șantier vin acolo și văd ce se întâmplă, cum se desfășoară un reprezentant dacă din partea... Acolo, păi de asta zic, este... dacă vin, din câte știu, este un reprezentant al primăriei, un șef de șantier care trebuie să supravegheze desfășurarea lucrărilor. Îmi pun întrebarea, oare a fost vreodată? Să vadă cum, pentru că nu mi se pare că a fost un specialist acolo care să supravegheze. Și șeful de șantier, da, și proiectantul, și proiectantul iarăși, da. Și este o persoană foarte importantă când e vorba de investiții. Categoric. Bine, până acum am înțeles că legea nu era atât de, să zic, exactă și aspră ceea ce privește asumarea responsabilității când vine vorba de cheltuirea banului public, dar am înțeles că s-a schimbat oarecum și proiectantul poate fi tras la răspundere, da, de calitatea serios, lucrării. Exact, în cazul în care lucrările sunt făcute cum sunt. Dacă tot ați am vorbit despre Parcul Zavoi, tot în Parcul Zavoi, ați observat stâlpii de iluminat? Da, sunt, zici că sunt dintr-un tablou făcut așa, o copie, sunt chiciuri, sunt printre copaci, printre băncile, nu mai spun, că nu sunt, în primul rând, nu sunt nici, mai mult de două persoane nu cred că au loc pe ele, nu? Sunt foarte înguste, le-am văzut. Ei, au loc și patru. Cum? Dacă le duci una lângă alta, nu? Nu, sunt foarte mici băncutele și sunt foarte... Mie nu-mi place, au un aspect, mie personal nu-mi plac, dar acum știi cum e, gusturile nu se discută. Cum le-ai fi văzut? Cum le-ai fi văzut tu dacă ai fi fost primar? Cum bănci normale, cum erau, deci ce aveau cele care erau? Nu scria Râmnicu Vâlcea pe ele. Deci alea trebuiau întreținute. Și așa făceam economie la... Banii publici? Banii cheltuiți pe băncuțele respective. Deci nu aveau absolut nimic cele care erau. La fel și cu stâlpii de iluminat. Borduri de granit și alte, da, trebuie să schimbăm tot. Da. Ați observat în parcurile din străinătate că aleile de regulă au altceva și sunt făcute din zgură, iar pe spațiu verde te poți duce te cu poți pătura, da, cu corect, orice. La corect. Noi scrie nu călcați iarba? Da. Da, este într-adevăr o... situație, iarăși, care numai la noi o întâlnești. Suntem atipici. Da. Aleile sunt asfalt sau betoane sau granită, o marmură și iarba n-ai voie să o calci. Păi știi cum e cu aleile din granit și marmură și beton și nu avem fabrici care trebuie să-și facă, au un target în vânzări, au, știi? Trebuia să-i ajutăm la obținerea sunt targetului. Niște, da. Sunt niște finanțatori în centru, pe campanii. În centru ce se pune? Tot granit, tot marmură? Da, categoric. Beton. Beton sau marmură? Păi, beton s-a băgat la parcare. La da, ai văzut mai greu am văzut și eu de sus. Și, de întreținut ai... spațiu verde. Cred că de ce au mers și multe... culmea este că noi avem de îndeplinit o normă. Da, o normă de stat european. Referitor la 23 verde. La da, verde. De metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Și noi avem acum undeva la 3 metri pătrați. Păi nu, că noi îl aveam la ultimul recensământ, dacă îmi permite să spun așa, acum nu știu dacă mai avem. Ba nu, avem, pentru că noi calculăm pe cap de membru de locuitor suprapus. Deci nu e niciun fel de problemă, ne încadrăm în normele europene, nu. Adică am stricat parcul să facem Bila, am stricat parcul să facem mall-ul. În care județ, în care oraș din țara asta mai vedeți mall în centru? Niciunde. Sunt pe exterior, da? Da, deci Partidul România Unită își propune, este unul dintre punctele în această campanie electorală de mărirea spațiilor verzi, da? Creare, bine că ai spus-o, de locuri de muncă, nu
partidele și nu primăriile și nu consilierii. Nu, dar pot crea facilități. Pot crea facilități și de... Producătorii locali. V-am dat mai de exemplu... De valorificarea resurselor. Asta este cel mai important. V-am dat mai devreme exemplu cu Sibiu. Să știți că inițial sibienii, când Iohannis era primar, parcă el era primar, s-a apucat să ducă toate utilitățile pe la marginea orașului, pe niște terenuri virane, toți sibienii inițial au zis, ce face ăsta, e nebun? Ăsta aruncă banii pe fereastră și duce apă, canalizare pe câmp. N-a fost nebun. Pentru că acolo aia s-a făcut zonă industrială. A gândit în perspectivă, creat spații propice dezvoltării parcurilor industriale. Da. Asta era exemplu. Nu, avem partidele nu creează locuri de muncă, dar pot crea facilități pentru a exista, pentru a veni investitorii și a crea locuri de muncă. Din păcate, în Râmnicu-Vâlcea, pentru că nu primează marile investiții și marile fabrici cu locuri de muncă, omul de rând și-a creat propria afacere, micul butic din care să-și asigure existența. Este... Nu știu, cred că oamenii pur și simplu sunt atât de săturați de partidele care au fost până acum în funcție și au luat, să zic așa, frâiele în mâini și și-au creat locuri de muncă. Numai omul de rând parcă nu mai vrea să aștepte să li se ofere ceva din partea partidelor. Pentru că nu mai au Nu mai este protecția, da, și partidele au văzut că nu li se mai oferă acea protecție socială de care are nevoie omul pentru bunul mers, pentru o viață normală, până la urmă. Bine, prin protecție socială nu se înțelege că vine Partidul România Unită să întrețină venitul minim garantat sau omul care nu vrea să muncească. Nu. Crearea facilităților și accesului la un loc de muncă mai bine plătit. Valorificarea resurselor județene, da? Crearea unor centre de colectare, pentru că se știe că putem să facem și agricultură, da? Putem să facem și aici doamna Amelia, din nefericire, chiar dacă există agricultură, cei care și-au permis să-și facă mici sisteme de irigații sau solarii sau sere, nu au piață de desfacere. De ce? Pentru că în piețele din Râmnic primează acești samsari care cumpără foarte ieftin de la producători și impun ei prețul. Da, și vin în Vâlcea și ne vând la 5 ori prețul pe care l-au dat este pe produsele respective. Chiar nu cred că... Uite, chiar stăteam de vorbă cu un producător, da, de legume și mi-a spus că a trebuit să arunce nu știu câte tone de varză. Pentru că nu a avut desfacere. Da, lumea și în condițiile în care în hipermarketuri... Pentru că îi costă foarte mult recoltarea. Mâna de lucru este foarte scumpă. Deci eu cred că putem să-i ajutăm prin crearea de centre de colectare și să-i ajutăm să-și desfacă acele produse. Da? Este o chestie extraordinar de importantă să mâncăm produse naturale, produse de producători autohtoni. De ce să consumăm fructele și legumele din import, care sunt injectate, pentru că altfel nu ar rezista. Deci asta înseamnă naționalismul pe care îl promovează Partidul România Unită, valorificarea resurselor noastre. Da. Trebuie să încheiem însă aici emisiunea, pentru că nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Vă mulțumim pentru invitație. La revedere. La revedere. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea InfoPuls. Sunt Marius Ioniță. Până data viitoare, la revedere.